Mai multe străzi din Arad au fost inundate în urma ploilor din ultima perioadă. Deși cantitatea de apă căzută nu a fost impresionantă, pe unele dintre zonele pietonale, dar și carosabile, s-au format adevărate pâraie. De bine este canalizarea subdimensionată, dar și lucrările de proastă calitate care permit apei să băltească. Eu locuiesc pe strada Petru Rareș din Grădiște. Am făcut mai multe sesizări, dar nu suntem luați în seamă. Când s-a asfaltat trotuarul, s-a făcut prost, iar acum suportăm consecințele. Ieri a plouat mai serios și apa s-a adunat în fața casei. Așa este de fiecare dată și așa se întâmplă din cauza scurgerii care nu face față, au povestit doi locuitori din Arad. Situația dezastruoasă a canalizării pune în dificultate atât pe șoferi cât și pe pietoni, mai ales că de obicei apa se adună pe zebre și pe trotuare.